Dacă ne tăiem la un dești, curge un pic de sânge, tot acela sânge la avea. Dar atâta că este o deosebire... Este o deosebire așa, băi, ăsta e țigan, ăsta e român, nu. Pentru noi considerăm tot aceeași etnie din rom. Nu, nu. Tot aceeași trebuie să. Dar atâta că români aici divulgă, nu pe toți. N-are cum să divulgă pe Miticuță, sau pe altul. Dar intrăm în aceeași oală. De exemplu, altul dacă a făcut o greșeală, cât de mică, ce spun, tot țigan. Stai mă, omul lui Dumnezeu, că n-am făcut eu, n-am făcut Y. Ăla care a făcut, să fie pedepsat. Dar nu pune pe toată lumea aceeași oală, că dacă e țigan, intrăm toți. De multe ori vor la televiziune, la noi acolo, că am și un mic televizor în camera acolo, unde stau eu cu bătrânii, cu copiii mei, și mă uite și spune, uite, băi, țigane din Franța, cu tare, ce face, face cu tare. Nu e așa. Dar cum acolo are rădăcini, are niște vinișoare plantate în Franța. Și n-am făcut niciun necaz. Pentru ce să-l gonești de acolo? Să-i pui bagajele în spate, să-l pui la avion, să vii în țară? Pentru ce?